Talk Show Direct cu Lucian Danciu. Vă salut, dragi prieteni, sunteți cu 102,2 și ascultați în Apoca FM. Eu sunt Lucian Danciu și vă spun la mulți ani, chiar dacă cu un pic de întârziere, așa de aproape două săptămâni, dar valabil la mulți ani pentru cei care au sărbătorit anul nou în urmă cu două săptămâni și cei pe care îl sărbătoresc astăzi. Tot la mulți ani. Să aveți un 2021 mult, infinit mai bun decât 2020, pe care am vrea și sper să și reușim să-l uităm cât mai repede. Reluăm emisiunile noastre cu problemele frumoase, plăcute și cele mai puțin plăcute ale municipiului nostru Cluj-Napoca, în discuția cu primarul Clujului, domnul Emil Boc. Bună dimineața, la mulți ani! Bună dimineața, la mulți ani! Da. Și nu e așa cu la mulți ani. Noi, de când a început anul, suntem deja săpit de muncă și eu obosit. Și acum încet, domnule, relaxat. Încet, așa, ușurel, ardelenește. Da, ce viața a unii, totuși, mă, pe lumea asta. Nu vă puneți cu noi, că avem mintea odihnită. Da, și zicea lumea, domnule, că viața la stat e ușoară. Uite, domnule, viața la privat, cât e asta? 14 ani, ale meu, fratele meu. Da, viață. V-am spus încă de anul trecut. Două săptămâni după anul nou. Am avut un an greu anul trecut, pe lângă COVID, două rânduri de alegeri, acum am ales primari, consilieri, parlamentari. Gata, avem cine să muncească pentru noi. Noi stăm și vă monitorizăm. Da, dacă ne mai criticați odată așa dur pe noi ăștia care suntem la public, o să amintesc data de 14 ani și o spun că uite cum începe munca. 14 ianuarie, reținem asta. Da. Investitura. Când ați început munca? Luni? Noi am păi 4 ianuarie a fost la șaibă, la prima oră dimineață, pe baricade, la muncă. Și nici de Revelion și de Crăciun n-am fost plecat. Sunt aici cu ochii în butelie și de rezolvat problemele. Aici, acasă. Deci, din 4 ianuarie, suntem la muncă. De aceea sunt unii deja obosiți de când am început. Vestea bună a lui 2021, sau una din primele vești bune, zic eu, că a fost sosirea vaccinului anti-COVID. Mă rog, care ne-a prins, cam cum ne prind pe noi de obicei, nepregătiți. Cine făceam dacă sosea vaccinul în noiembrie? Știu că, dar din nou, nu... Nici nu terminați cu la mulți ani și dați cu barda, dați cu săgețile. Ba da, e adevărat. Vestea bună e că s-a reușit producerea vaccinului de către oamenii de știință, de către Uniunea Europeană să achiziționeze. Și așa cum s-a spus, dacă în Uniunea Europeană primul vaccin, că dacă și România s-a dus în 27 decembrie, prima persoană care a fost vaccinată, 27 decembrie, după care a început procesul acesta în toate țările Uniunii Europene de vaccinare în ordinea priorităților stabilite și la nivel european și la nivelul României. Și evident, prima categorie care a început după aceea la noi în 4 ianuarie a fost cu personalul medical, strict și implicat direct în activitățile de salvare de vieți, după care urmează acum etapa a doua, care oficial se declanșează mâine, deci mâine, practic, de la ora 15 va fi acces, dacă repet, să vor respecta cele spuse de către autoritățile centrale, se va deschide platforma de vaccinare ca, începând de luni, să poată să se deruleze etapa a doua de vaccinare, unde intră persoanele peste 65 de ani cu diverse afecțiuni, intră personal esențial din administrație și în alte domenii cheie de lucru și în etapa a treia intră probabil martie, aprilie sau când va fi populația în ansamblu. Din această perspectivă eu, bun, nu spun că nu suntem pregătiți. Noi suntem pregătiți. De exemplu, din decembrie am lucrat la identificarea centrului de vaccinare și atât 13 centre pe raza municipiului Cluj-Napoca. Ele vor, 11 sunt pregătite de primărie, 2 sunt pregătite de unitățile sanitare. Cele 11 centre pe care primăria le pregătește, ele luni vor fi funcționale pentru a putea exercita activitatea de vaccinare. Asta ce înseamnă? Că noi am lucrat la pregătirea cu dotarea,
la achiziționarea celor necesare. Și vă spun că este o muncă ușoară de... Ce vreau, exact asta vreau să vă întreb. De ce sunt așa mari costurile cu centrele astea? Păi, pot să vă spun așa, că în primul rând, costurile cele mai mari sunt cele legate de plata personalului. Vreau să știți că pentru 11 centre, pentru cele care primăria răspunde, e nevoie așa, de 11 medici coordonatori. Adică fiecare unitate trebuie să aibă un medic coordonator care răspunde practic de tot ce se întâmplă în acest centru. Adică un șef. Un șef mare. După care sunt medici care stau și asistă și înainte și după ce se întâmplă în partea de vaccinare, acordă ajutor dacă este cazul. Pentru asta sunt 44 de medici necesari, pentru că noi avem necesarul pe două schimburi. Am înțeles. Și schimbul 2, că procesul de vaccinare e toată ziua. După aceea sunt 220 de asistente medicale. Aoleu, deci atât. Este o etapă. Pentru că este o etapă înainte de a intra la vaccin, o etapă de vaccinare, o etapă post-vaccinare, care trebuie să îți asigure conform metodologiei stabilite prin ordine Ministerul Sănătății. Mai sunt 132 de registratori medicali, adică aceia care îți iau datele, verifică planificarea în platformă, îți emit dovada de vaccinare, îți emit a doua dovadă de vaccinare pe care o primește, înscriu și ți-au acceptăm și consimțământul pentru vaccinare. Deci un întreg proces de derulare în centrele acestea de vaccinare. Deci în total sunt 407 persoane care sunt implicate și nu e ușor să-i găsim, vă spun cu toată sinceritatea. Acum, în prima parte, nu va fi la fel de complicat. Prima parte înseamnă până începe școala, pentru că putem utiliza o parte din personalul care este astăzi la cabinetele școlare de la școli și licee și putem să îl utilizăm aici. După ce încep școlile, va trebui să căutăm alt personal, să completăm, pentru că trebuie să fie... Acum, domnul primar, nu știu cum e în alte țări. Ba să vă spun până la capăt. Deci, da. Da, tot costul ăsta, să știți, public, și sumele prevăzute, deci la medicul coordonator este, la medic este 100 de lei pe oră. La asistentele medicale este 50 de lei pe oră, la administratorii medicali 25 de lei pe oră. Toate aceste sume calculate pe zi, pe 6 luni, în ansamblu, cât contem că va dura minim această perioadă de vaccinare, ne ridică la 18.876.000, adică la 39 milioane de euro. Deci numai partea de personal, repet, așa făcute brut, calculate după datele ne costă atâta. La aceasta vreau să știți că mai vin cheltuieli care sunt colaterale cu dotarea centrelor, de exemplu. Adică aici ai nevoie de 11 frigidere cu termostat și termometru de interior, 11 paturi de consultație, 44 de scaune de vaccinare, 74 de mese, după aceea 22 de dispensere pentru dezinfectant. Și de acolo, acolo începe 6.000 de litri de dezinfectant, partea care ține de consumabile, calculatoare, 13 calculatoare, 13 scanere, listare, printing. Se estimează că vor fi listate aproximativ 1.500.000 de pagini, pentru că aproximativ 7 pagini practic, va avea o persoană în cele două etape de vaccinare. Hai de capul meu! Da, gândiți-vă că trebuie să-i dai cedulă pentru prima vaccinare, cedulă după a doua vaccinare, cedulă pe care semnează consimțământul, cedulă prin care îi faci analizele de bază. Au calculat colegii mei aceste lucruri cum intră... Păi, domnul Bocă, dacă vaccinul ăsta costă 5 euro, pe noi ajunge de ne costă 50. Mă, fraților, vaccinul în sine este gratuit. A, bun, de valoarea lui de piață. Infrastructura asta trebuie pregătită. Noi de asta am spus că operația de vaccinare nu e una simplă și tratată doar din vârful peniței. Așa e peste tot și în celelalte țări, că n-am verificat. Dar recunosc. Gândiți-vă că acolo trebuie curățenie non-stop. Trebuie să ai o firmă de curățenie care non-stop să fie prezentă acolo, să se întreține la cel mai înalt grad dezinfecția și curățenia în orice moment acolo, pentru că pot să apară tot felul de situații. Prin care tu trebuie să te asiguri că
este dezinfectat în fiecare dimineață, în fiecare seară, tot echipamentul care are loc acolo, în siguranță de plină. Așa sunt regulile sanitare, deci nu le-am inventat noi, le-am luat de unde sunt scrise. Deci și dimineața și seara trebuie să se facă complet dezinfectarea spațiilor. Dar de ce? Uite, că întreabă și doamna Iza. De ce nu s-au putut face astea la medicii de familie? Pentru că nu încape. După de asemenea că trebuie să ai o locație unde prima dată la intrare îți face partea de inventariere. Cum ai fost planificat, îți ia consimțământul, îți iau datele de bază, după aceea te duci în zona unde se face vaccinare, după aceea te duci în zona de așteptare, să vadă cum te simți 15 minute, după aceea o zonă unde, Doamne ferește, dacă e nevoie, trebuie să intervină, adrenalină, plus procurarea de kituri de vaccinare, care se la seringă și nu știu ce, până la adrenalină și alte substanțe, că trebuie să le ai acolo pregătite. Și cu un circuit de intrare, un circuit de ieșire. Înțelegeți? Și acolo e vorba de popor mult, pentru că totuși la aceste 13 centre vor fi aruncați aproape 300.000 de oameni. Pentru că mai sunt și comunele... Noroc cu căminele Peleacu, culturale, că avem unde face. Nu mai dansăm, facem vaccin. E Peleacu, Surina și Cureniu aruncat Clujul. Nu, că sunt cele de sport care au fost amenajate acolo. Pentru că tocmai ca să asigure acest spațiu de intrare-ieșire. Pentru că de familie nu se poate face în formatul acesta în care să se asigure maxim pus, repet, trebuie să ai acolo frigiderele acestea cu care se ține la temperaturile 2-8 grade, dacă nu greșesc, vaccinul până la o perioadă de bun, și noi suntem pregătiți? Noi, Clujul, vorbesc. Eu vă spun că pe luni aceste centre vor fi ținute cu tot ce v-am spus. Astfel încât ele până acum unde s-au făcut opera vaccinările? Acum s-au făcut instituționale în spitalele respective, pentru că s-a vaccinat personalul medical. A fost prioritar, da. Spitalul medical. Dumneavoastră v-ați vaccinat? Păi nu mi-a venit rândul. De luni încolo vine și mie rândul dacă m-or primi la vaccin pe platforma. Personalul din administrație publică. Noi intrăm în categoria 2 astăzi, direct de sănătate publică. Și evident că mă voi vaccina. Am spus acest lucru. Deci noi am spus, pentru că toate aceste cheltuieli erau lăsate la un moment dat în aer și să facă administrația locală tot. Până când am spus, pentru că primarii din România, din asociația municipiilor, astea sunt cheltuieli foarte consistente pe care tot statul le impune, nu noi le-am cerut. Acum, aceste lucruri sper să se rezolve. V-ați împăcat cu domnul ministru Voiculescu? N-am procesat niciodată, doar discutăm chestiune de interes public care se vizeze întreaga populație. Nu suntem certați dacă rezolvăm o problemă care vizează toți primarii din România. Nu. Eu am vorbit acolo în calitatea primarului de la Cluj, ci numele tuturor primarilor din România care, repet, au spus foarte clar că nu există resursele bugetare în buget anul acesta pentru acest demers. Pentru că nici nu s-a adoptat bugetul pe 2021, ci cheltuielile sunt, repet... Și cum ați rămas? Investesc administrațiile și pe urmă vă decontează guvernul sau cum? Pentru partea de plata personalului, Ministerul Sănătății va plăti, se va ocupa de aceste lucruri de contare a cheltuierilor cu medicii, cu tot ce înseamnă asistente medicale și celelalte lucruri. De partea de dotări vor fi rambursați banii și asta va fi stabilit mecanismul cu guvernul în perioada următoare. Și noi, evident, asta pe loc. V-am spus sincer că am achiziționat și frigidere, am achiziționat și materialele necesare pentru dotarea centrului cu paturi, cu despărțitoare, acolo trebuie făcute cu pregătirea tot. Dar de ce trebuiau cumpărate astea, domnule primar, toate? Nu înțeleg. Când puteau fi luate, dislocate de undeva 6 luni, cât durează șandramaua asta cu vaccinarea, paturi trebuie să cumpărăm. Sunt în spitale. Calculatoare trebuie să cumpărăm. Sunt. Mă, fraților, nu poți să iei scaunul de la omul din spital sau patru din spital să spui, hai că iau de aici 50 de paturi ca să le duc eu cu pacientele de vaccinare. De unde din spital să mergi să iei un pat care să fie în regulă, să poți să-l folosești, să-l iei de la terapie intensivă ca să-l duci dincolo. Deci, haideți să fim serioși, dacă vreți să faci o chestie în folos nemțește, nu fără românește. Mi se par foarte mari costurile, sincer. Bă, fraților, e o chestiune de viață și moarte, nu e o chestiune care să vizeze. Dacă nici aici nu avem răbdare și banii necesari să salvăm viața, începem pentru ce să dăm bani? Pentru că mai trăim, nu mai ajunge să ne bucurăm de viață. În prima rând, și în lumea asta e ordinea priorităților, unde salvezi viața. Asta este. Prima dată ne ocupăm de aceste lucruri. Ori dacă acum atâtea ziua ne... Eu spus că dotările care trebuie cumpărate. Nu ne-am inventat noi. Nu ne-au spus să închide un spital și luăm de acolo toate dotările, ducem în altă parte. Că nu unde se găsesc patru de spital la liber, așa se le găsești. Atunci,
ne-au cerut aceste lucruri în dotare, dar aceste lucruri în dotare trebuie să le pregătim. Bun, nu e un sfârșit de lume, că totuși nu sunt atât de multe paturi pentru 11 centri, așa cum am citit dumneavoastră până la urmă. Sunt 11 paturi de consultație, nu e un sfârșit de lume să ai 11 paturi, da? Nu e sfârșitul lumii, v-am spus, au 44 de scaune de vaccinare de tip din acest model, ca și îți inspire încredere când te duci acolo, pentru că nu vrei să te duci acolo să găsești niște scaune ruine sau paturi care să se rupă cu tine. De alea curbate, cum se făceau la Bucea. Nu, no, fi și român, că paturile românești pot să fie și a noastră. Sau trebuie să fie frigidere din acestea cu termostat și termometru de interior, pentru că să arate temperatura, pentru să păstreze, că este de siguranță de sănătate publică, nu-i de glumit, așa că pui subvitul cu... Bun, deci de săptămâna viitoare, una peste alta, domnul primar, de săptămâna viitoare... Deci eu le mulțumesc colegilor mei cu care sunt funcționale. Din primărie, domnul Ciurbaru, care e direct responsabil după mine de implementarea acestui proiect, cu directorul de asistență socială, care domnul Bocanu, care lucra la tot ce înseamnă partea de pregătirea personalului și de dotarea centrelor, și direcția tehnică de la noi, cu firmele de specialitate de organizare a acestei infrastructuri, lucrăm de peste 10 zile ca ele să fie pe luni pregătite. Acum vom vedea cum apare ordonanța de urgență mine, dacă ea mai aduce alte detalii. Noi ne-am bazat pe tot ceea ce este astăzi în vigoare în statul român să pregătim acest proces de vaccinare. Să înceapă și îl recomand cu toată căldura ușenilor să facă acest lucru, pentru că asta ne ajută și să ne salvăm locurile de muncă, ne ajută și să mai diminuăm restricțiile pe care le avem și să revenim la viața asta normală înainte de pandemie. Și scuzați-mă că n-am început și cu asta, pentru că doream să fac o referire. Dumnezeu să-l odihnească pe preasfințitul Florentin Crisalmeanu, pentru că este o veste atât de tristă pe care am primit-o acum la început de an, cât nici nu am cuvinte să ne exprim regretul și așa, suferința. Rămânem, domnule primar, cu multe, cu plecările astea mai săraci. Domnul preasfințitul Crihălmeanu, pictorul Nimic, Viorel Nimigianu. Exact, Nimigianu la fel, care a fost iarăși o lovitură dură. Am primit niște vești atât de neașteptate și de aceea spun că, până la urmă, nimic nu mai important decât viața și sănătatea. Din acest punct de vedere, am considerat că trebuie să ne implicăm total și să pregătim cu încredere și pentru ca oamenii să aibă încredere în acest proces de vaccinare, pentru că orice om vaccinat în plus înseamnă sănătate în plus pentru fiecare dintre noi și siguranța locului de mâine a fiecăruia. Pentru că sunt legate între ele. Dacă pandemia asta se extinde în continuare și durează, vom avea tot mai multe probleme cu locurile de muncă și cu veniturile noastre. Cum vedeți? V-ați așteptat la creșterea asta a numărului după sărbători, a numărului de cazuri pozitive? Era firească să aibă loc o ușoară creștere. Deocamdată nu este una care să ne ducă în decor, nu e una foarte periculoasă. E mai mare decât am avut în perioada imediat după anul nou. De exemplu, pe județul Cluj, dacă așa ceva a fost, uitați, dacă să zicem așa, în 3 ianuarie sau în 2 ani am avut 100 de cazuri noi, în 3 ani 164, în 4 ani 164, după aia în 5 ianuarie au fost 354, după aia în 7 ianuarie 404, în 8 ianuarie 289, 190, 111, 151, 294. Deci, vedeți, de la 100 au crescut la 294, număr de cazuri noi, nu pe municipiu, pe 3 județe. Deci e o ușoară creștere, dar nu una care să zicem că... Alarmantă. Asta înseamnă că totuși clujenii au fost responsabili de Crăciun și de anul nou. N-a trecut, că acum după 14 ianuarie vom vedea, după 2 săptămâni bune, 3 săptămâni bune, vezi impactul la ce a fost de Crăciun și de anul nou. Deci asta arată că, pe ansamblu, clujenii au fost responsabili și cu ocazia sărbătorilor și ne-am dorit din suflet ca acest lucru să se întâmple și se pare că este așa. Acum suntem undeva în jur la 4 la mie, dacă reușim să coborâm rata sub 3 la mie, putem redeschide și restaurantele. Iar toată lumea speră ca în februarie să înceapă și școlile, dar nu mai ține de primărie, ține de guvern de nivel național, care trebuie să ia o decizie în acest sens pe întreaga țară. De noi, de toți, ține să ieșim din zona roșie. Noi ține să coborâm sub 3 la 1000. Atunci, într-adevăr, intră în altă logică. Creșterile le-am menținut deschise, nu le-am închis.
cât de greu a fost, am evitat situația de carantină a orașului, chiar dacă am fost la 9 la mie la un moment dat, dar am reușit prin testare masivă să facem o super carantinare, o super locală, adică prin izolarea persoanelor care au implicat și am evitat să mai pierdem locuri de muncă, că până la urmă se simte așa cum se duce. Eu mă uit foarte, foarte atent la îngrijorarea asta legată de venituri și locuri de muncă. Este, în egală măsură, o preocupare majoră a oamenilor. Veniturile pe care le au, locul de muncă și siguranța lui de mâine, toate acestea fac parte din preocupările noastră. Cum vă poziționați vis-a-vis de deschiderea școlilor? Categoric sunt un pentru deschiderea lor. Susțin, nu poți face la infinit educație online sau numai online. Educația online va rămâne în viața noastră, dar nu poate fi făcută numai online. Gândiți-vă la școala medicală, apoi dumneavoastră veți dori să mergeți să vă opereze un student care a făcut online toate operațiile, așa le-a învățat. Pe simulator. Să consulte pe simulator. Acum, să fim serioși, acum, ok, merge un semestru, exact. Un an. Exact asta vreau să vă întreb. Unde mai facem? Ne gândim la câteva domenii fundamentale, că nu poți permite ca acest lucru să nu stă, că medicina de la Hipocrate încoace se face prin contactul cu pacientul, de acolo aia e adevărata medicină reală. Nu spun că digitalizarea, tehnologia nu va duce un spor uriaș. Evident că fără asta viețile noastre ar fi mai scurte, dacă n-am avea tehnologia medicală. Dar ea este doar un auxiliar, până la urmă, contactul direct, interuman, aia e adevărata medicină. Cum spunea Hategan acum 100 de ani, medicina este știință și conștiință. Dacă nu ai și partea aceasta de contact direct cu oamenii ca să vezi ce înseamnă actul medical și să-l experimentezi, sau cei care sunt la stomatologie, de să ne pună plombele tot așa, digital, uitându-se la calculator, să ne pună că ne dormă sele. Mă scuzați acum că trec așa într-un registru mai umoristic, dar e de discutat, pentru că nu putem la nesfârșit să avem nici învățământ să faci școală online, să înveți numerele. Nici învățământ, să știți, în pijama sau în training. Da, nu merge, nu poate nu continua. Repet, el trebuie în mod obligatoriu să revină într-o formulă apropiată de cea pe care am avut-o înainte. Bun, de pandemie. Bun, am aici o propunere. Da, repet, depinde de noi ca să ajungem acolo. Adică trebuie să coboare rata de infectare, ca într-adevăr să mai există pericol pentru sănătatea. Să fim un pic mai atenți, adică și mai atenți decât am fost. Așa este. Bun, am aici o propunere, de fapt, de la domnul Mureșan Bogdan. Spune dânsul că s-a lărgit un pic intersecția Borhanj-Brâncuș și până la finalizarea la ceea ce înseamnă lucrarea cea mare cu legarea de centură, zice, întreabă dânsul, nu s-ar putea amenaja un sens giratoriu provizoriu acolo pentru fluidizarea mai bună a circulației? Din asta de balize de plastic. Nu, normal. Nu ne-au dat avizul cei de la serviciul circulație, pentru că nu prezintă siguranță într-o intersecție atât de complicată și vitală cum este aceea. Adică este o intersecție care nu e una așa la două străzi care sunt în cruce. De acolo nu ne-au avizat decât o structură majoră de lărgire, de extindere, conform proiectul acesta care ține din centura metropolitană. O să rediscutăm în comisia de circulație dacă specialiștii vor fi de acord, dar la prima analiză răspunsul a fost dar voi lua ideea să o duc mai departe. Bun. Haideți să încercăm așa un scurt bilanț 2020. Lăsăm la o parte COVID. Sunt 14 zile în 2011, în 2021. Ia să știți bilanț, fratele meu. Ce s-a schimbat ceva pentru 2020 în astea două săptămâni? S-a schimbat, am dat drumul la proiecte, am împins în față lucruri noi care să... Ați terminat șantierele din 2020, acum, dacă tot m-ați provocat. Păi, alea care trebuie să se termine, s-au terminat, alea care trebuie să românește. Păi, dacă veniți în piața centrală a orașului, lucrurile sunt gata, au început de procesul de recepție și arată, eu zic, bine, străzile astea cu zona centrală care au fost modernizate și putem să ne mândrim că avem un Cluj de talie europeană. De fapt, Cluj a fost consacrat și anul trecut ca fiind pe primul loc în foarte multe capitole și de referință și în Uniunea Europeană. Faptul că am reușit să dublăm PIB-ul Clujului, adică în ultimii 10 ani, arată că suntem pe drumul corect. Acest lucru este cel mai important. Clujul pe primul loc și calitatea vieții pentru clujenii foarte multe domenii. Și asta e și obiectivul de bază în continuare. Să menținem Clujul pe primul loc și nimeni să nu fie uitat și nimeni să nu fie abandonat în acest oraș. Ei, și a zis 2021, anul cartierelor.
Ia dați-ne câteva, faceți-ne câteva surprize. Cine așteaptă frumos pe ăștia din cartier, care nu stăm în centru? Începem cu primăvară, când ne permite să intervenim la lucru și la străzi. Începem cu Iris și Dâmbu Rotund, cu ce înseamnă modernizarea străzilor, aleilor, trotuarelor rămase nearanjate, parcurile, locurile de joacă, punctele gospodărești. Toate aceste lucruri sunt aduse la nivelul standardelor europene. Și după aceea, evident, dezvoltarea unor proiecte din fiecare cartier care să dezvolte calitatea vieții. Ne propunem ca în 2021 să finalizăm, deci să terminăm, cum se spune, câteva lucruri. E bază sportivă la terenuri, care e la limită, dar are termen de finalizare 2021, pe sfârșitul lui august, dacă nu greșesc, și trebuie să o terminăm. Acolo monitorizează foarte atent lucrările, ca cei care au contractul să se încadreze în termen și să nu fie trecut pe lista rușinii. Dacă nu, vor intra și ăștia pe lista rușinii și vom tot vorbi de ei în fiecare zi până când, așa cum au făcut și cei din zona centrală, că ziceam că vor termina în mai 2021 lucrările. Și acum, contractul vostru spune că în 1 decembrie. Acum, încolo, și lista rușinii și penalități. Și uite că s-a putut. O mică întârziere, e adevărat, nu chiar în 1 decembrie, dar l-au terminat lucrările respective. Dacă așa e cam pe la urmă, trebuie să stai în fiecare din spatele lui și să îl întrebi de sănătate. Că altfel zice, lasă că se poate și altfel. Nu se poate, la cruz nu se poate numai în baza legii și pe bază de calitate. Asta trebuie să înțeleagă toți. Și apropo, mai văd câte o chestiune care acum vă spun cu toată sinceritatea, care mă enervează, că, așa cum enervează pe fiecare clujan. Care? Știți care e treaba asta? Vezi că a fost câteva zile de ploaie. Mai mergi când la câte o trecere de pietoni, mă, fratele meu, și stai la trecere de pietoni, și vine câte o mașină și trece, că vrea să prindă semaforul, că vrea, băi, și îți ia câte o baltă și te stopește din cap până în picioare. Din ce cauză? Bineînțeles, am fost răcus pe ăla că a mers un pic mai tare. Poate au peste 50 de km la oră, dar eu zic, dacă mergea numai cu 50 de km la oră, tot se stropea, pentru că unele lucrări sunt de proastă calitate. Pentru că dacă adică, e baltă, înseamnă că atunci când nu plouă acolo e tot groapă. Înseamnă că acolo, nu, proiectantul și cu executantul, ori unul, ori amândoi sunt de bine. Că nu au făcut inclinația a străzii ca să se ducă apa în gura de canalizare. Și cine plătește? Noi am plătit lucrarea. Noi, clujeni. Nu, am cerut. Nu recepționez nimic până nu mergem cu cisterna cu apă, dacă e ca și ce punem cisterna cu apă, să vedem unde se duce apa. Dacă apa, gurile de canale sunt scate, că la înălțime, și, adică puse în vârful pântii, în vârful pantei și iar apa stă la trecerea de pietoni, acest lucru nu mai merge. Băieți, acest lucru nu vă mai trebuie. Mă mai uit la fiecare, proces verbal de recepție, fiecare se spune, nu văd chestiunea să rezolvate cum trebuie, nu accept nimic să meargă mai departe. Asta înseamnă până la urmă calitate, până la ultimul detaliu. Și le-am spus încă de anul trecut, verificați acest lucru, pentru că nu voi tolera sub nici un aspect ca lucrările să fie recepționate, pot arăta foarte bine, impecabil. Dar când te duci, vezi treaba așa. Bun, se mai întâmplă uneori, ca pe parcursul anilor, într-adevăr, unele lucrări, se mai apare probleme. Au mai pus sparge, gaz, electrică, s-au mai făcut completări. Și acolo, cei care o spart, trebuie să lucreze, să ducă la standardele normale, ca, repet, cetățeanul să fie inclusiv sub acest aspect. Adică enervează. Da, te duci la muncă și trebuie unul să undă din cap până în picioare, pentru că cineva nu-și face datoria. Deci e un lucru mărunt la prima vedere, dar cu mare impact pentru ceea ce înseamnă calitatea vieții. Deci o să mă ocup de toate lucrurile care țin de parte. Da. Trebuie să vă spun că astăzi așa am făcut un tandem, domnule primar. Dacă nu le fac, la revedere. Ai trebuie să înțeleagă. Că vor avea probleme cu noi. Trebuie să vă spun că în dimineața asta am făcut un tandem și noi, dumneavoastră, aici la Napoca FM și domnul Câțu la Radio Guerilla. Și după aia punem emisiunile față în față, să vedem care... Cam puțini, suntem pe finalul emisiunii, cam puțini membri din Cluj și din Ardeal, în general, în acest nou guvern. Dom'le, multa bun, lasă acum, asta e viața. Țara asta e mare, trebuie să fie toată țara reprezentată. Eu zic că e un guvern care are toate șansele să fie o reușită și o coaliție care sunt convins că poate schimba România din rădăcini. Pentru că sunt 3 ani și jumătate fără alegeri și șansa asta este acum de a face câteva lucruri care, repet, să ne schimbe pentru toți calitatea vieții. Și cel mai important lucru este să avem venituri decente și să rămână România acasă. Nimic nu mai importă. Până la urmă, aici să ajunge la capătul liniei. Rămân România acasă cu venituri decente, i-am reușit. Pleacă în continuare în străinătate, n-am reușit. Asta înseamnă, în primul rând,
cel mai important barometru dacă au reușit un guvern sau nu, în momentul după 30 de ani, pentru că până la urmă era firesc procesul ăsta de plecare, venire, s-a întâmplat în toate țările care au intrat în Uniunea Europeană. Au avut un prim val de plecare, așa e, e în ordinea logică, au pățit și irlandezii, ne-au explicat, dar după 20 de ani, 25 de ani, oamenii aceia au revenit, iar cei care erau acasă n-au mai plecat decât au vrut ei. Ei, aici am o chestie foarte sensibilă, domnule primar. Am niște, prieteni în Londra și m-a mișcat foarte tare un mesaj primit acum dimineață de la unul din ei. Mi-e dor de casă, mi-e dor de Cluj, punct. Să știți că i-ar veni acasă, nu mai sunt, fie două lucruri. Venituri cât de cât decente, nu neapărat ca la Londra, că nu comuteanul instalate ca la Londra multă vreme de aici înainte. Dar să vadă cât de cât venituri decente și să aibă o calitate a vieții apropiată de cea de acolo. De la administrație, care trebuie să fie receptivă, digitalizată, să rezolve la timp problemele, să nu scrieți un stres suplimentar, să ai un sistem de educație și sănătate unde să nu-ți fie teamă de viață sau că accesul la educația copilului tău va avea o problemă și să ai un oraș nepoluant, un oraș cu spații deschise, un oraș care se simt bine, un oraș atrăgător, un oraș care să îți ofere acele condiții pe care românii deja le-au avut în trendare. Nu sunt atât de grele aceste lucruri, dar pentru asta trebuie să muncești în fiecare zi, asta le spun tuturor. Mai dacă nu muncești, în fiecare zi să n-aștept să vină minuni. Cine spune că succesul vine peste noapte, eu îi spun așa, da, vine, dar după 5.000 noapte de muncă. Deci atunci vine peste noapte, dar după 5.000 de nopți înainte de muncă, după 5.000 de zile și nopți de lucru, atunci vine peste noapte succesul. Așa să te aștepți că vine de pe o zi pe alta, nu s-o inventat succesoare. Poți, unul la un bilet să câștige la loze, în fric, alta e excepție, 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 excepțiilor. Dar și pentru aia trebuie să-și ia bilet. În vorba aia, trebuie să-și ia bilet, să știe că măcar atât lucru. Așa, final de emisiune muncă. Suntem, doamna Mihaela Maghiar, vă face o propunere. Dacă v-ați gândit sau să vă gândiți în perspectivă, atunci când se va deschide OSER-ul, să fie mutat un pic mai în exterior orașului și acolo să se facă un parc, o bază sportivă, pentru că, spune dânsa, cei din zona respectivă... Sunt categorii de acord cu domnia asta. Într-adevăr, calitatea vieții oamenilor din zona OSER este afectată decisiv în zilele de sfârșit de săptămână prin fluxul de oameni, prin faptul că acolo nu se respectă totdeauna regulile acestea de conviețuire publică și sunt de acord că această soluție trebuie făcută. Ne vom consulta, am și început acest demers cu Consiliul Județean să găsim câteva locuri în afara Clujului și să avem un centru internațional de conferință și să avem asemenea structuri unde oamenii să poată, ca și cum e târgul ăla de mașini de la Gileu, deci acolo ok, un câmp mai mare, nu te lanseze în fiecare zi tot populația exact. Din acest așa trebuie să fie și aici. Ani de zile am blocat o zonă a Clujului și cu târgul ăla de mașini. Da, așa este. Până la urmă, uitați, s-au cum a blocat cu centru de permise și matricură din Gheorghene. Am făcut praf un cartier. Perfect. Am reușit să decongestionăm acum mutarea lui la vamă, la aeroport. Deci uitați că lucrurile merg în direcția asta bună și proiectele celelalte despre care am vorbit tot timpul, să vorbim, conectarea Clujului la autostradă, de centură, de spital regional, de metrou, de tren metropolitan. Le luăm de săptămâna viitoare, le luăm. Acum am vrut să lămurim problema asta cu vaccinarea, pentru că fac și eu adresez un mesaj de aici. Pentru cei care încă ezită să se vaccineze, să se gândească bine la ei și la cei de lângă ei, cred eu, trebuie să ne gândim. Da, la sănătatea lor și la locul de muncă, vă tot spun eu, nu uitați de asta. Sunt strâns legate între ele. Venituri și locuri de muncă strâns legate de sănătate și de vaccin. Sunt absolut, merg mână în mână, pentru că o rată redusă de vaccinare va menține în continuare restricțiile. Restricțiile vor însemna pierdere de locuri de muncă și pierdere de venituri. Și pentru fiecare dintre noi și pentru noi ca și comunitate locală sau națională. Atenție la locul de muncă. Atenție, vă spun încă o dată, pentru că e cel mai mare pericol care ne paște în perioada următoare, partea economică. Și dacă nu tratăm și asta cu seriozitate prin vaccinare, o să trecem într-o criză în alta. Deschideți cumva restaurante și că Horeca moare în condiții. Sigur că da, păi depinde, suntem la 4 la 1000. Facem efortul ăsta să coboare la 3 și gata, să deschide și restaurantele. Deci asta e vorba.
Bun, trebuie să ne oprim aici, domnule primar. Eu vă mulțumesc pentru participare. Încă o dată la mulți ani. Spor la treabă. Noi trebuie să luăm o pauză acum, că am intrat prea abrupt. Da. Mulțumesc tare mult. Să aveți o săptămână bună. Dragi prieteni, ne oprim aici. Să ne ceam Danciu, zi frumos. Ai ascultat Talk Show Direct cu Lucian Danciu.